Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Iată din nou la treabă. Așa cum v-ați obișnuit cu formularea mea de bun găsit și bine ne vedem la întâlnirea cu Prof. Online, o fac și de data asta, tot în același limbaj. Nu știu dacă ați văzut filmele, toate filmele mele, așa, cu asta încep. Și la filmul acela, persoana non grata, un reportaj care mi-a fost făcut de către TVR Cultural, tot așa aș început acolo. Așa că, să nu pierdem timpul, iată că am și scris aici mulțimea numelor complexe. Am făcut data trecută câte ceva, am să mai insist un pic la numere complexe, poate chiar toată discuția noastră aici va purta. Și anume, vedeți, am să o iau un pic mai de jos. Că ne-am, data trecută, eu neștiind exact unde vă aflați voi, mi-ați dat niște ieșiți, m-am apucat de treabă, dar nu prea am mers bine. Așa că, vedeți voi, în construcția numerelor, în general, în clasa, să spunem, în clasele elementare, pe casa mulțimea numerelor naturale. Da? Prima mulțime pe care o discutați este mulțimea numerelor naturale, care este formată din 0, 1, 2, și mai departe. Și aici ne desfășurăm activitatea până în clasa a 6-a. La un moment dat se simte nevoia să vorbim și din numerele raționale, cred că prin clasa a 4-a. Se vorbește de faptul că există și numere, nu numai 0, 1, 2, 3, sunt și numere fracționare. Fracția, jumătatea. Ai nevoie să te faci referire la o jumătate de portocală. O jumătate de portocală trebuie să o reprezinți într-un mod. Da? Deci 1 pe 2. Da, de asemenea o pătrime. De asemenea 3 pătrime. Și așa mai departe. Sunt nevoie de practici care impun discuții în legătură cu o altă mulțime care să fie mai laborioasă, mai largă, să le conțină pe acestea, dar să aibă și în plus. Pentru că o fracție poate fi văzută și când numitorul e 1. Când numitorul e 1, 3 supra 1, înseamnă număr natural. Vedeți? Poate să fie văzut așa. Deci noua mulțime la care se face referire este una mai largă, mai amplă decât asta. Și totuși, avem nevoie foarte tare tot timpul de modele. Vedeți, mintea noastră nu poate să ducă așa foarte abstract și atunci căutăm corespondent în practică. Și iată ce idee ne-au venit la un moment dat. Vedeți așa, hai să luăm pe o dreaptă și undeva să luăm pe 0. Deci, un punct oarecare pe dreaptă și 0 să fie aici. După care am fixăm un segment, segmentul unitate, să zicem, și cu ajutorul segmentului acesta să reprezentăm pe 1, pe 2, pe 3 și mai departe. Și atunci, iată că 1 înseamnă segmentul acesta aici l-a fixat pe 1, apoi pe 2 și mai departe, 3, de trei la segmentul de mai sus și puncte puncte. Sigur că din mulțimea punctelor de pe dreaptă, doar o parte din ele au fost ocupate. Au fost ocupat punctul ăsta care reprezintă că lungimea înseamnă 1, punctul acesta și mai departe. Rămâne partea asta neacoperită multă vreme. Din păcate, ăsta este pentru mine momentul cel mai trist. În matematică nimeni n-a analizat și n-a dorit să extindă și mulțimea asta a numerelor. Copiii, până în clasa a 6-a, vorbesc de numai de mulțimea numerelor pozitive. Aici, în clasa a 4-a, se vorbește și de jumătatea segmentului acesta, zice 1 pe 2, apoi jumătatea jumătății 1 pe 4, și așa mai departe. Deci încercăm să acoperim punctele de zona pozitivă. Deci asta este zona pozitivă. Și aici ne concentrăm și impunem și construcția numerelor raționale pozitive. E intitulată cu Q. Q egală cu Q+, se mai notează Q+, formate din toate fracțiile de forma mu pe n,
cu precizarea că mâșinând sunt numele natural. Deocamdată atâta știm noi, da? Ei, această mulțime este mai amplă decât mulțimea numerelor naturale, naturale. De ce este mai amplă? Pentru că ea conține și pe 1. Când, în momentul în care pe N l-am luat egal cu 1, atunci M pe 1, cât devine M pe 1 este M. Care M e număr natural, nu? Deci, e clar că mulțimea numerelor Q plus conține toate fracțiile cu putință, toate cu putință, dar conține în plus și numele naturale. În momentul în care nu e egal cu 1, se întâmplă așa ceva. Deci, apare clar pentru mine, acum că aș putea spune că mulțimea numerelor naturale este inclus în Q. În Q plus. Din păcate, în Q plus. Dacă însă ne-am uitat la dreapta asta continuu și vedem că numai în partea dreaptă ne concentrăm atenția și nu luăm nimic în discuție în partea stângă, atunci ne-am putea întreba de ce nu facem mai de timpuriu. Adică e vorba de construcția să luăm punctele în partea stângă, numele negative, da? Deci, să luăm pe minus 1 aici, minus 2, minus 3 și așa mai departe. Minus 4. Eu am făcut experimentul și sunt filmele acestea puse pe blogul meu. Sunt filme cu copii în clasa 1-a, a 2-a, unde lucrez în mulțimea mai largă. Aceasta în care consider și pe cele pozitive naturale și pe cele negative. Se cheamă mulțimea aceasta, mulțimea numerelor întregi. Deci Z este mulțimea numerelor întregi, în care am grijă să iau toate numerele negative, minus, de la minus infinit, zicem, dar pun puncte, puncte, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, și mai departe. Aceasta e mulțimea numerelor întregi. Deci, practic, aici se vede că e mulțimea numerelor naturale și atunci nu am niciun motiv, niciun dubiu să spun că N este inclusă în, unde este inclusă în Z, da? N e mulțimea, este o submulțime a lui Z, iar Z-ul, în mod sigur, este o submulțime a lui Q. Nu mai spun Q pozitiv, Q și Q negativ, pentru că vorbesc și din minus 1 pe 2. Am puncte de acoperiș în zona asta. Deci, Q, în general. Când am zis Q, am avut și pe cele fracțiile toate pozitive, dar și fracțiile negative. Deci, vedeți, nu e inclus în Z, e inclus în Q. Am spus, nevoile practice ne conduc spre situații de acestea în care avem nevoie de folosirea numelor fracționare. Sigur că nu pot să spun că am o jumătate de oaie. Am o, numerele naturale sunt acele care sunt atribuite unor situații concrete, 3 oi, 4 găini și așa mai departe, iar fracționarele sunt acelea care, din nou, practic, m-am dus să cumpăr, să spunem, 3 kg de și jumătate de mere, îmi trebuie și jumătatea aceea, deci, ca un mod de lucru, practică. De așa că, sigur, corespondentul mă ajută vizual. Când am spus că vreau să acopăr toate punctele de pe dreaptă, deocamdată am reușit ce lucru, Alexandru? Am reușit să pun pe astea întregi, am pus toate fracțiile, da? Și pozitive și cele negative. În coasta am construit pe Q. Q e formată din mulțimea tuturor numerelor naturale. Q plus aici a fost. Dar Q în general, e formată din toate fracțiile tipul M pe N, cu precizarea că și M și N sunt numere din Z. Acum lărgesc discuția. M și N din Z. Nu mai spun din N. Am spus-o mai devreme din N, pentru că doream neapărat să văd pe Q pozitiv, da? Și aici mai trebuie precizat că ne diferim de 0. Foarte important. Iată, mi-a scăpat asta când am vorbit de Q. Așa, aici, la fel, cu N diferit de 0, da? N diferit de 0, că împărțirea la 0 nu are sens.
Deci, voi știți, când vorbim de o fracție, punem rapid condiția că numitorul să fie diferit de 0. Nu se poate împărți un număr la 0. Deci, de aceea, când vreau să discut cu o fracție, neapărat trebuie să mă asigur că numitorul este diferit de 0. Da? De aici, de la primele noțiuni care se introduc, neapărat fixăm că nu e diferit de 0. Și acum începem discuția. O fracție, bunoară, 1 pe 4. 1 pe 4 este văzut ca o fracție și înseamnă 1 împărțit la 4. 1 împărțit la 4, care face 0,25, da? 0,25. El ca poziții ar fi așa, pe 1 împărțim în 4 și luăm prima parte. Da? Cum ați văzut aici, 1 pe 4 a însemnat așa, că jumătatea am dat în 2. El întregul a fost împărțit în 4 segmente și eu am luat una singură. Acum, dacă vreau să reprezint 10 mal, vedeți ce înseamnă 0,25, adică întregul este împărțit în 10 segmente. Haideți să ne închipuim așa, din nou, aici este 0, 1 este aici, îl iau mai mare un pic, 0 și 1, și 1 pe 4 ce înseamnă? Întregul împart în 2 și pe mâncă o dată în 2, aici ar fi 1 pe 4. Da? Tot atât de bine, în limbajul ăsta, decimal. Deci, vedeți, numerele raționale au două forme de reprezentare. Sub formă de fracții sau sub formă de numere decimale. Ce înseamnă 20? Întregul se împarte în 10 și noi luăm 2 din ele. Da? Deci, împărțim în 10, asta însemna, dacă le dăm pe ăsta în 2, nu e suficient. Deci trebuie să fac până aici, până la jumătate, să fac 5 segmente, da? Deci 1, 2, 3, 4, 5. Deci insist încă o dată. Ca să realizez 5 segmente, înseamnă să-l împart pe jumătate, ca să fac în 10, înseamnă că jumătatea trebuie să împart în 5. Cealaltă ar fi în 5, da? Și acum am câte 1, 2, 3, 4, 5. Și eu am 20, 1, 2, iar de a treia, iar din a treia zecime, nu e o pe toată, ci jumătate din ea. Că zice 0,25. Deci 20 le-am luat și pe următoarea împart în 2. Ca să fie 0,25. Nu 0,30, că dacă ar fi fost 0,30, însemna 1, 2, 3. Aici ar fi fost 0,30. 0,30. Iar 0,20 unde este? 0,20 sau 0,2, n-are rost să mai spun 0,8 după virgulă, n-au niciun farmec. Așa că 0,25 este între 0,2 și 0,3. Și este chiar la mijloc. Unde este 1 pe 4, de fapt? Deci ori reprezint sub formă de fracție, ori reprezint sub formă decimală, la același punct fac referire. La punctul acesta. Da? Deci asta trebuie să înțelegeți foarte clar, că numerele raționale se prezintă în două forme, în două moduri. O primă variantă este sub formă de fracție, așa, fracție ordinară, de regulă ireductibile, adică să nu mai simplificăm ca să nu mai rămânem cu numere mari, și o altă variantă este numere decimale. Da? Și ce înseamnă? Aici pot să pun 0 ori câte vreau eu. La infinit 0 ori. Că nu au nicio valoare 0 ori de la cap. Ei, întrebarea este, am acoperit eu complet toate punctele de pe dreapta? Iată o întrebare care ne frământă. Adică, punând toate fracțiile cu putință. Deci, vedeți,
0,25. Este aici undeva 0,25. No. Dar 0,253 va fi dincolo de 0,25. Însemnează că zecimea aceea a fost împărțită în 10 și am luat de acolo doar câte am luat. Am luat doar 3 din ele. Și așa înseamnă 0,253. În final, pot să am câte multe zecimale, dar vreau să vă zic că între două fracții cele mai vecine, iată 0,253 și 0,252, există un spațiu mic, foarte mic. Acel spațiu de o sutime, nu, pardon, de o miime, este chiar. Că avem câte, e pe a treia poziție. Aici e zecim, sutim, mii. Deci diferența se face în mii. Ăsta e mai mare decât ăsta de aici. Ei, spațiul ăla este încă suficient de mare. Încap foarte multe numere. Aș vrea să vă spun că între 0, 2, 5, 3, 4, 7, 9, 8, 5, 6 și 3, 4, 5, 9, 8, 5, 5 le-am făcut să difere printr-o zecimală unde? Destul de târziu. 2, 4, 6, 8, 9 pe zecimala de pe poziția 9 și ăsta e mai mare decât ăsta pentru că ele, zecimalele sunt egale până la poziția aceea. Între ăsta și ăsta este un spațiu încât încap foarte multe numere. Dacă continui cu foarte multe zecimale și undeva la o zecimală, undeva târziu, fac diferența, acolo este un spațiu încă în care încap foarte multe numere. Deci între două fracții, oricât ar fi ele de aproape, de apropiate, tot există un gol. Foarte tare chestia asta. Deci, vedeți, suntem într-un plan abstract acum. Înseamnă că nu, nu pot să rezic cu asta. Creta mănâncă foarte mult spațiu. Deci nu mai aș avea șansă să reprezint. Dar, un lucru e clar. Că tot timpul, între astea două, există foarte multe, chiar multe zecimale. Știți care ar fi una după asta? Ar fi 6-3. Pentru că 6-3 față de asta este mai mare, nu? Față de 6, deci după ce m-am dus aici, nu, 5-3, în ce detalii, 5-3, 5-1, 5-1-0-0, 5-2-0-0, 5-3-0-0, 5, încă sunt foarte multe fracții până mă duc la 6. De la 51 până la 60, am suficient spațiu. De aceea am foarte multe fracții. Dar asta se întâmplă peste tot unde apare diferența. În concluzie, trebuie să vedeți că numerele raționale, fracțiile, au foarte multe decimale. Chiar putem vorbi de o infinitate de decimale. Că putem pune zerouri. Până la 1 pe 3. Știți când face 1 supra 3? Cu cine este egal 1 pe 3? Perioada 3. Perioada 3. Deci este egal cu 0, virgulă. Perioada 3, până când obosesc. Deci lași la nepoții mei să scrie 3 și nu se termine de scris 3. Atât de multe cifre trebuie să vedeți. Și atunci, ca să nu scrim așa într-un an neștire, am convenit să scrim așa. Punem în paranteză, se cheamă periodic. Și am arătat că este vorba de faptul că 3 se repetă la nesfârșit. Asta se numește numele decimale periodice simple. Chiar notați-mă. Număr decimal periodic simplu. Păi și cum demonstrăm că se repetă la nesfârșit? Cum se repetă? N-ai decât să faci împărțirea până la 3. Și să vezi cum suntem niciodată. Da? E tot timpul. Tot timpul apare restul același tot timpul. Ce să facem? Hai să vedem așa ca să vă liniștesc.
Așa. Deci, spuneam că se repetă într-una. Nu avem decât să facem aici împărțirea lui unul la furturi. Unul împărțit la trei. Fac aici. Unul împărțit la trei. Face de 0 ori. Punem 0 acolo, 10. Împărțit la 3. Punem virgulă la 3. Da? 3 ori 3, 9. Restul 1. Iar 10. Iar 3. 3 ori 3, 9. Iar 1. Iar 10. Și mă duc așa, într-una. Asta înseamnă că se repetă la nesfârșit. Ia să faceți și 1 împărțit la 7. Ia faceți voi 1 împărțit la 7. 1 împărțit la 7. 1 împărțit la 7. Egal. De 0 ori. Și face cât acum? 10. O dată 7, 3. 30. 4, 7, 28, 20, merge de 2 ori de 7, 14, 60, merge de, de 8, 7 ori 8, 56, bine? Da. 56, 40, merge de câte ori de 5 ori 7, 35, merge 50, deci restul este 50, cât vine 7 ori, 7 ori 7, 49, 49, restul 1. De acum se repete. De acum se repete. Restul 1, ca și cum a fost la început. Deci, iată, acum trebuie să spun 1 și așa mai departe. Ăsta este grupul de cifre care constituie perioada. Deci, înțelegem că 1 pe 7, 1 supra 7, este scris ca 0,142, 142, 857, 857, tot în perioadă. Da? Tot în perioadă. Nu continuăm așa, dar și ați înțeles, există numere decimale periodice simple, ăsta și cu ăsta se cheamă periodic simplu, pentru că perioada începe exact după virgulă. Când se întâmplă așa, se cheamă periodice simple. Și există și periodice mixte. Când există un grup de cifre la început și după aceea urmează perioada. Dacă nu are 0,2314, se cheamă un număr periodic mixt. Da? Număr decimal periodic mixt. Pentru că grupul de cifre care se repetă 14 începe nu imediat după virgulă, ci după două cifre, alte două cifre. Ăstea nu se mai repetă. El, acesta provine la împărțire, la o fracție. Da? Deci, vă mai amintiți cum se transformă numerele decimale periodice simple sau mixte în fracții ordinare? 23 supra 9900. Așa vine, da? Deci a spus, este egal cu 2, 3, 1, 4, se scrie tot grupul de cifre, din care se scade neperioada, 23, supra atâția de ani din 9, cât îi indică perioada, 2 din 9, urmat de atâtea zerori, cât îi indică partea neperiodică. Și asta este fracția pe care o avem, iată, 1, 2 din 11, 9, 2, 2. 220, 2291 supra 9900, da? Fără 2. Unde am? La 2, 3 din 4, 1, 2 din 11, 9, 2 din 2 a rămas și 2 rămâne. Ce? Am scris pe 23. Da, e bine așa cum am scris eu, da? De data asta, cum am zis și eu, am și eu o poziție de... se poate întâmpla să greșești și eu, ca pe discuție.
Ei, dacă e mai simplificabil, mai simplificăm, dar aici nu merge nici prin 2, nici prin 3, nu știu prin 3. Prin 3 stai jos, merge, dar sus, 10 și cu 4, 14, nu se merge prin 3, prin 9, nu. S-ar putea să mai, nu e primă, în sfârșit, căutăm acolo dacă este sau nu ireductibil. Când dă fracție ireductibilă, când astea două sunt numere prime între ele, n-au niciun divizor, poate cuvinte, că n-avem cine simplifica. Știți de unde venea asta? Când eram elev în clasa a 7-a și mi s-a comunicat chestia asta, eu am învățat și eu cu foarte multă atenție algoritmul ăsta, că să scrii tot, scade din perioada, să pun alte de din nou câte perioada și primul alte zero că te ridică din perioada. Dar m-am întrebat de atunci, de unde, de ce se face așa? Care a fost, care este justificarea științifică a acestui mod de a lucra? Da? Deci care e motivul? De ce? Am întrebat, îmi amintesc că elevul în bancă a spus, dar ce se face așa, ce nu face altfel? Găsiți răspunsul pe Prof Online. Sunt lecțiile înainte de a pleca în state. Am făcut cu niște copii de clasa a 6-a chestiunea asta și am mai multe lecții cu care justific de ce se face asta. Transformarea numerelor decimale periodice simple, acolo spune toată perioada după atâți, și atâția de ani din nouă, nu? Da. Câte indică grupul, câte cifre sunt în grupul de care se repetă. Și la fel și periodice mixte. Chiar vă rog să vedeți. Nu are rost să mai insist să revăd treaba asta. Da. Mă întorc la lecția noastră și vă spun că nevoie de practice n-au sugerat că numerele fracționare nu acoperă, sau din discuții importante, nu acoperă perfect dreapta. Ne acoperă dreapta înseamnă că există încă puncte libere. Acele puncte libere trebuie și ele acoperite cu ceva. Și oamenii și-au spus, domnule, cine acoperă? E drept că la numerele zecimale am găsit situații de acestea când au foarte multe zecimale. Ăsta știți cum s-ar scrie, dacă, așa cum am scris eu. Supra 1 urmat de atâtea zerouri cât te indică aici, nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zerouri. Și este o fracție. Se mai simplifică. Asta e fracția pe care, la un moment dat, o putem avea ca și corespondent al acestui număr decimal. Ei, ia să vedem cât face radical din 2. V-ați gândit vreodată cât face radical din 2? Pe 1,4. Radical din 2? 0,0. Cum 0,0? Hai să vedem. V-am zis că o să extrage? Da. Puțin. Păi, puțin v-am mintit, da? Puțin v-am mintit. Se grupa o câte 2 la dreapta la stânga. Așa, câte două, câte două cifre. Hai să facem una aici. Deci, câte două cifre, dacă ar fi virgulă, am grupat de la virgulă spre dreapta și la virgulă, de la virgulă spre dreapta și de la virgulă spre stânga, grupe de câte două, da? Ei, noi avem aici o singură cifră, aici de rău putem avea câte vreți voi, cât vreți de multe, și acum spun, cine, câte ori, cât se fac aproape doi? Unu. Unu ori unu. Ce număr întreg, da, mulțim prin unu, să-și facă aproape doi? Unu. Și atunci zicem 1 ori 1, egal cu 1, îl punem pe 1 aici și scădem, 2 din 1, 1. Și am ajuns la virgulă, punem virgula la rezultat, da? Și coborâm acum două cifre. Deci coborâm grupa următoare de două cifre, tot timpul de câte două cifre, de aia se împart așa, da? Două zerouri, dublăm rezultatul. Aici eram înnebunit în meu, spus. De ce îl dublez și nu îl triplez și fac chestia asta? Dublăm și punem o cifră lângă el. Și în felul ăsta formăm un număr de două cifre și mulțim cu cifra pe care o punem. Aici 4 ori 4. Da? 2,4, 24 ori 4 și face 96. Dacă puneam 23 ori 3, făcea prea puțin.
Deci eu trebuie să pun, să mă apropii, dar fără să-l depășesc. Și atunci 96 în mine rămâne 4. Punem faptul comerță, punem la rezultat. Dublăm iarăși rezultatul, adică 2,8, nu ține cont de virgulă, 2,8. E de parcă la 24 aș adăuga, aș aduna 4. Da. Deci ori dublez de aici, ori 24 plus 4 fac 28. Și înainte de a face treaba asta, pun două zerouri. Da? Vă închipuiți așa că este. Am pus două zerouri, am 400. Și dublăm, deci 28 aici. Și pun o cifră care înmulțită numărul rezultat cu cifra respectivă, să-mi dea cât se poate de aproape. Dacă pun 2, fac 282. 282 ori 2, fac 400 și ceva, depășesc pe 400. De ce pun 1 ori 1 și egal cu 281. Da? 281. Punem pe 1 sus. Punem pe 1 sus. 9, 1, 1. Punem două zerouri. Adunăm pe unul ăsta, o dublăm pe cel de sus, fac 282. Punem o cifră aici. Și mulțită cu cifra respectivă să se apropie de 11.900. Îi 2000 și ceva dacă a pun o cifră. Ca 2 în 11. Cam de 5 ori, să zicem. Cred că va fi mult. Va trebui să scădem la 4. Și face 5 ori 5, 25. 5 ori 20, 12. 5 ori 40 și cu 1, 41. 5 ori 20 și cu 1, 11. Deci 11.125. 11.900 a mers. Deci 11.125. 125. Și punem pe 5 lita mers sus. Și continuăm așa până când obosim. Și când am obosit, am îmbătrânit, lăsăm și la copii. Și ei vor face așa la rândul lor. Și rămâne nepoți și mai departe. Nu se repete niciodată. Deci extragerea radicală din 2 este un număr infinit de 10, cu infinitate de decimale. Și niciun grup de cifre nu apare vreodată, se repete așa cum am văzut. Fiindcă nu există o fracție care la pătrat să facă 2. Deci dacă s-ar repeta, ar însemna că e periodic mic sau simplu, pe care îl așezăm sub formă de fracție. Sau dacă s-ar termina, ar fi iarăși foarte bine că orice număr decimal, care are un număr finit de decimale, poate fi văzut ca o fracție. E bine, radical din 2 nu poate fi, nu este un număr decimal care să fie rezultatul unei fracții. Adică radical din 2 nu poate fi văzut niciodată ca o fracție. Se demonstrează asta foarte tare, foarte, este o chestiune clasa a 9-a, des folosită. Să se arate că radical din 2, radical din 3, nu poate fi scris ca o fracție. Hai să facem felul ăsta. Deci nu se termină. Asta este o dovadă că împărțirea aceea nu se termină niciodată. Extragerea de rădăcini nu se termină niciodată. Da? Deci ce am constatat? Că numerele, hai să repetăm, că numerele raționale, de regulă, sunt numere decimale cu, de cele mai multe ori, cu un număr finit de decimale. Se termină împărțirea. 0,25, m-am avut noi. Că punem noi 0 ori acolo, punem, dar nu au valoare. Că există și fracții care au infinitate de decimale, alea periodice, da, mixte sau simple. Însă putem discuta și de numere decimale care, despre care să spunem că au o infinitate de decimale, nu se repete niciodată în niciun grup, așa cum se întâmplă la radical din 2 și radical din 3 și la cea mai departe. Ei, aceste numere sunt într-o categorie specială. Se numesc numere iraționale. Deci,
Radical din 2, uitați-vă și voi. Radical din 2, virgă. Radical din 3, radical din 10, din 5, și mai departe. Radical din 15 și din 3. Indicii 15, poate fi și ăsta, nu? Da. Sen, puncte, puncte, se numesc numere iraționale. Numere iraționale. Da, iraționale. Se notează cu I. Mulțimea numerelor iraționale, și mai departe, urmate din tot felul de numere de acestea, care au, repet, o infinitate decimale, niciodată un grup să se repete, nu sunt perioade decesive, nu sunt văzute ca fracții. N-au nimic comun cu fracții. Sunt golurile acele care vor umple dreapta. Da? Numele iraționale, vă rog să notați, sunt golurile care au rămas de la, distribuția tuturor numelor raționale. Sunt golurile care au rămas de la reprezentarea tuturor numelor raționale. Și ele, aceste numere, împreună cu Q, umplu complet dreapta. Deci, I împreună, împreună cu Q, fac mulțimea numerelor reale. I reunit cu Q, fac mulțimea numerelor raționale, numerelor reale. Pentru că Q a făcut cât a putut. A acoperit cât s-a putut, dar trebuie să vă gândiți ca la o sită. La o sită deasă, deasă. Sunt goluri micuțe. Acelea trebuia umplute și sunt umplute de numele iraționale. Astea iraționale n-au nimic în comun cu Q. Adică I și cu Q, I intersectat cu Q, fac mulțimea bine. N-au nimic comun, sunt disjuncte. I intersectat cu Q, egal cu mulțimea vidă. Și de aceea, ele vin și completează mulțimea numerelor reale. Și așa, după numele naturale, am văzut numele întregi, în care se întâlnea cu minus, da? Pe urmă Q. Și în sfârșit, Q este inclus în ea. Că el le conține pe toate, dar mai conține ceva în plus. Numele iraționale. Da? Deci el inclus în Z, inclus în Q, iar Q inclus în el. În clipa asta, mulțimea numărul reale trebuie să vă imaginați ca fiind capabilă să acopere în totalitate. În totalitate, toate punctele de pe o dreaptă. Nimic. De-aia spunem axa reală. Adică totul este complet umplut de către numerele reale. Ca și corespondent înseamnă toate punctele de pe... Când am pus degetul aici. Aici înseamnă un număr real. Negativ, ferește, că am luat în stânga lui 0. Nu știu ce fel de număr, o fi rațional, adică o fi fracție, o fi irațional, nu știu. Dar sigur, sigur putem găsi un număr real care să fie, să reprezinte punctul respectiv. Și când tocmai credeam că lucrurile merg foarte bine, haideți să vă zic, că sunt probleme foarte frumoase. Cu cât mulțimea e mai mică, mulțimea numele naturale, mulțimea numele întregi, se pot forma probleme, formula probleme foarte, foarte interesante. Dar iată-ne pe noi într-o situație delicată. La un moment dat, să spunem că ne aflăm în situația, să rezolvăm ecuația x pătrat plus 1 egal cu 0. X pătrat plus 1 egal cu 0. Cine la pătrat plus 1 să facă 0? 3. Dacă nu ducem unul partea cealaltă, ar veni X pătrat egal cu minus 1. Și ar fi fals. Ar fi fals. Da. Așa, așa, așa am gândit până acum. În seara asta. Pentru că noi suntem raportați la ce mulțime? La mulțimea numerelor reale. Nici un număr real la pătrat nu face, nu face minusul.
Și iată-ne în situația de a simți că e nevoie să lărgim mulțimea numerelor reale. Ne trebuie o mulțime mult mai mare decât asta. Deci vedeți, în situații practice, concrete, nu ne-am putut descurca la astfel de ecuații. În mulțimea numărul real, că nimic la pătrat plus 1 face 0. Și atunci, chestia asta a însemnat un moment important să și în raționamentul nostru. Și a zis, băi, hai să facem într-un fel. Dar de ce nu s-a putut așa? Fiindcă x la 2 egal cu minus 1, nu există x real ca să întâmple chestia asta. Nimic la pătrat nu face minus 1. Și atunci s-a acceptat să notăm într-un fel acel ceva care la pătrat să facă minus 1. Și s-a notat cu i. Fie i, așa încât i pătrat egal cu minus 1. Eu merg acum pe scurtături, nu bat capul ca să fac construcția numerelor complexe într-un limbaj foarte sus, că atunci pe vizitatorii noștri ne-aș pierde de clienți. Și acest mod, acest lucru notat așa, când rezolvăm ecuația x pătrat plus x plus 1 egal cu 0, deci când o rezolvăm, se întâmplă să zicem x1, 2 egal cu minus 1 plus minus... Hai, Alex, stai la plajă? Nu. Dar să zicem ce faci. Lucrează că ți spune, e interesant. Sau acum ai descoperit că poți să ai lecția acasă pe calculator și îți permiți să spui, nu, acum n-am chef. Uite așa e stare uneori. Așa se poate întâmpla la clasă, să fie o stare din dispoziție, să-ți amintești ceva, să te gândești la altceva. Și uneori scrii, chiar dacă scrii, că ți-e teamă de profesor, dar să nu mă vadă că dacă mă vede că eu sunt neatent, chiar dacă nu trebuie lecția profesorul, dar mă pune la index. Și altă dată sau când trebuie lecția, zice, ia să te ascult eu, pun întrebarea chiar de acolo. Și așa că, având filmul, ai o șansă imensă. Că tu poți să vezi filmul când ai tu dispoziție și ai o șansă să te pui la punct. Deci x1 dă egal cu minus 1, plus minus radical din minus 1 la pătrat, nu? Minus b la pătrat, adică așa, b-ul la pătrat, minus 4 ori a, ori 1, ori c, ori 1, da? Supra 2 și egal cu minus 1, plus sau minus radical din 1 minus 4, totul supra 2, și egal cu minus 1 plus sau minus radical din minus 3 supra 2. În mulțimea numărilor reale nu se poate extrage radical din minus 3. Că cine l-a pătrat să facă minus 3? Exact. Dar acum, după ce am adoptat chestia asta, pot să spun minus 1 plus sau minus radical din minus 1 ori 3 supra 2. Da? Minus 1 ori 3. Iar pe minus 1 ăsta știu cum să-l scriu. Deci egal mai departe cu minus 1 plus sau minus radical din i la a doua ori 3 totul supra 2 și egal cu minus 1 plus sau minus i radical din 3 totul pe 2 și egal cu minus 1 pe 2 minus 1 pe 2 plus sau minus i ori radical din 3 pe 2. Iată că am intrat în... Am ajuns în situația de a vedea niște numere diferite de cum am vorbit până acum, de mulțimea numărul reală. Niște numere compuse din două părți. O primă parte care nu are pe i și alta care are pe i. Dacă știm până acum că toate numerele fracții radical se reprezintă pe o dreaptă, întrebarea este unde se vor putea reprezenta numerele acestea? Unde anume se vor reprezenta? Mai le putem pune pe dreaptă? Am văzut, dreapta s-a completat. Da?
Da. Mulțumea numele reale s-a completat cu toate punctele. Nu mai există niciun gol. Și totuși, și așa sunt niște numere. Din două părți. O primă parte asta, care nu are pe ei, și cea care are pe ei. Și atunci, a fost momentul cel mai frumos, când a spus, bine, pe ăsta să ne punem care au pe ei pe o altă dreaptă. Și s-a dus perpendicular ca asta. Și în momentul acela, faptul că prima parte asta se reprezintă pe dreapta asta, s-a hotărât pe asta reală, partea cealaltă de-a doua a numerelor de tipul ăsta să o reprezentăm pe perpendicular adus, prin origine. Și atunci, minus 1 pe 2, dacă asta e unitatea, minus 1 pe 2 este aici, iar radical din 3 pe 2, cât înseamnă radical de 1, 70 și pe 2, 0,86. Deci așa, și 0,86 pe aici. Asta dus-o paralelă și pe aici dus-o paralelă. La intersecția celor două înseamnă un punct în plan. Iată că în loc de numărul respectiv, minus 1 pe 2 și respectiv radical din 3 pe 2, a însemnat ce? Un punct în plan. Un punct în plan. Deci imaginea unui număr complex este un punct în plan. Adică dacă pun degetul pe aici, într-un punct anume, el are un X, un Y, și atunci înseamnă, pot gândi un număr complex în legătură cu punctul acela. Deci între mulțimea punctelor din plan, toate punctele din plan, și numerele de tipul acesta este o legătură perfectă. În sensul că oricărui număr de tipul acesta îi putem găsi un punct în plan, cum am găsit aici minus 1 pe 2 și radical 3 pe 2, dacă ne gândim și la minus 1 pe 2 minus radical 3 pe 2, înseamnă că luăm o parte asta. Este, așa zis, o conjugat. Conjugat un număr complex. Sunt simetrici față de axa X, da? Deci ăsta a fost M1 și ăsta este M2 și să zice M1 de afix X1 și M2 de afix X2. Unde X1, în loc să spun de coordonate minus 1 pe 2 și radical 3 pe 2, zic de afix X1. Și în loc să spun minus 1 pe 2 și minus radical din 3 pe 2, spun simplu M2 de afix X2. Da? Deci, vedeți, nevoile practice concrete ne-au condus spre lărgirea, să spunem, a mulțimii numerelor reale. Nu ne-am mai putut desfășura activitatea doar în mulțimea asta. Și atunci s-a hotărât să fie o mulțime mai mare, care se o conțină pe asta. Că în plan dreapta este inclusă. Da? Deci mulțimea lor reală este inclusă în noua mulțime de care am vorbit acum, se numește mulțimea numerelor complexe, notată cu C. C asta e compusă de toate numerele de formă A plus B, cu A și B numere reale. Deci mulțimea numerelor complexe e cea mai amplă mulțime, le conține pe toate de până acum și formată de numere din două bucăți. O parte care nu conține pe ei și alta care conține. Partea care nu conține pe ei se numește partea reală și partea care conține pe ei se cheamă partea imaginară. Deci, cât este real? Real de, dacă notăm Z aici, real de Z aici, partea reală de Z egal cu A și partea imaginară a lui Z egal cu B. Da? Partea imaginară. Veți găsi în unele cărți și IB. Dar eu am reținut așa, am să notez așa, prin partea imaginară, adică partea de pe lângă I. Că la urma urmei este un număr real de dreapta aceea. E, ce vreau să vă
spun, că mulțimea asta în anumelul complex este cea mai amplă, că le conține pe toate. Pentru că am și situația când beu zero. Dacă beu zero, înseamnă numai am. Și numai ea înseamnă număr real. Sau am și situația în care numai B și au zero. Și atunci înseamnă că sunt numere numai pe axa imaginară. Deci, mulțimea numerelor complexe este cu adevărat cea mai amplă. Vedeți, forma asta de reprezentare, asta de aici, x1, 2, egal cu minus 1 pe 2. Am zis-o aici, da, am scris-o de așa. Plus minus i radical din 3 pe 2. Asta este forma algebrică. Forma algebrică a numerelor complexe. Forma algebrică. Iar o altă formă este forma trigonometrică. Același număr complex, deci are două reprezentări. Cum numerele raționale se reprezintă cu numerele raționale, sub formă de fracții sau sub formă de numere decimale, deci am două variante de reprezentare, tot așa și numerele complexe se reprezintă în două variante. S-a făcut. Formă algebrică și formă trigonometrică. E vorba de un și același număr complex. Ei diferă formele de reprezentare. S-a făcut cele de Poftim să a făcut cele libere de astea.